Principalul subiect de discuție pe care l-a avut la București secretarul american al apărării a fost, bineînțeles, securitatea la Marea Neagră. The region is vulnerable to Russian aggression and we've seen that we've seen evidence of that by ongoing actions in eastern Ukraine, the occupation of parts of Georgia and the militarization of the Black Sea and provocative actions in the air and at sea. I think our posture in the region continues to present a credible threat against Russia and it enables NATO forces to operate more effectively should deterrence fails. SUA au amplasat la Deveselu sistemul antirachetă care apără aliații din întreaga Europa și au în permanență în România în jur de 1000 de militari. Cei mai mulți sunt în baza Mihail Cogălnicianu, unde au adus blindate grele și elicoptere de transport și atac. Întărirea posturii de descurajare și apărare, inclusiv prin consolidarea prezenței forțelor armate americane pe teritoriul României, precum și dezvoltarea capabilităților proprii relevante și interoperabile, reprezintă soluții pentru a contracara aservitatea Federației Ruse. Șeful Pentagonului s-a întâlnit și cu președintele Klaus Iohannis. Cei doi au discutat despre parteneriatul strategic dintre România și SUA, mai ales din perspectiva cooperării în domeniul apărării. Vizita lui Lloyd Austin este prima vizită a unui secretar american al apărării în România în ultimii 7 ani.